conduc haotic. Zeci de șoferi sunt adevărate pericole în trafic, spre disperarea celorlalți participanți. E periculos. Se întâmplă accidente, câte și mai cât. Chiar unul, odată m-a opălit pe la geantă pe aici, cu mașina. Nu e voie să bei la volan. Prea multe daune fac. Dacă eu trec pe zebre, de ce mă omoară? Sunt periculoși. Păi sigur că da. Numai cu care băutură la cap. Polițiștii de la rutieră sunt permanent la datorie și trag pe dreapta pe cei certați cu legislația rutieră. În ultimele două zile, polițiștii rutieri au constatat 6 infracțiuni. 2 infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană având o imbibație alcoolică peste limita legală, o conducere fără permis, o conducere a unui autovehicul neînmatriculat și 2 infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană care are permisul reținut. Polițiștii atrag atenția conducătorilor auto să fie mult mai atenți, mai ales că începe vacanța mare și copiii vor fi prezenți mai des în trafic.